Bună dimineața tuturor! A patra zi a lunii decembrie vine cu valori termice destul de generoase. Cerul va fi temporar noros, dar ploile vor cădea doar izolat, iar cantitățile de apă nu vor fi însemnate cantitativ. La munte va fulgui slab, iar atât dimineața cât și noaptea vor fi condiții de ceață. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 8 grade, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Vremea asemănătoare și în Crișana, am scăpat de precipitat și de vremea mohorâtă și aici, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 8 și 9 grade. Dacă locuiți în Banat, vremea va fi în continuare frumoasă, deci nu veți avea nevoie de umbrele nici astăzi și nici în weekend. Maxima zilei va ajunge până la 10 grade, atât în Timișoara, cât și în Reșița. În Oltenia, vreme în general bună, excepție făcând Drobeta, Turnul Severin, unde, după cum vedem, vremea va fi închisă și va ploua slab. Vor fi și condiții de ceață, atât dimineața cât și seara, iar temperatura maximă se va încadra între 8 grade în Slatina și 10 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Transilvania, după cum ne anunță meteorologii, vremea va fi în general frumoasă. Avem parte de o vreme închisă, în schimb, în estul teritoriului. Pe crestele montane înalte va fulgui slab, după cum spuneam, iar temperatura maximă se va încadra între 4 grade în Miercurea-Ciuc, 6 în Brașov și 8 grade în Bistrița. În nordul teritoriului Moldovei, vreme închisă, după cum vedem, precipitații slabe în Bacău, condiții de ceață atât în nord cât și în vest, iar temperatura maximă se va încadra între 5 grade în Suceava-Iași și 6 grade în Focșani. În Dobrogea, vremea va fi destul de bună, cerul va fi mai mult senin, în Tulcea va fi înnorat în a doua parte a zilei, în Constanța, condiții de ceață, după cum vedem, iar temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. Vremea va fi frumoasă astăzi în Muntenia, după cum ne spun meteorologii, cerul va fi mai mult senin și aici avem parte de condiții de ceață atât dimineața cât și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 6 grade în Buzău și 9 grade în Alexandria. În capitală de dimineață se înregistrau 4 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 8 grade. Astăzi cerul va fi temporar noros, dar condițiile de precipitații vor fi reduse. Sâmbătă, maxima zilei va ajunge până la 8 grade, iar duminică până la 9 grade. Cam atât despre asta. Să aveți o zi și un final de săptămână excelent! Mulțumim!